La ședința Autorității de Ordine Publică, mehedinții au participat toți șefii instituțiilor abilitate cu menținerea ordinii publice. Împreună cu societatea civilă s-au stabilit măsurile care se vor lua pentru buna desfășurare a procesului electoral. Am stabilit toate măsurile și criteriile care trebuie luate în vederea asigurării securității transportului și depozitării buletinelor de vot, a ștampilelor de vot, paza obiectivelor care trebuie realizate în perioada aceasta. S-a dispus ca primele două schimburi, transportul material de votare și primul schimb și ultimul, să fie asigurate cu armament. Pentru cele 286 de secții de vot au fost mobilizați peste 250 de polițiști, 300 de jandarmi, 170 de pompieri, dar și polițiștii de frontieră. Am executat instruirea întregului personal care participă atât la misiunile de pază și protecție, misiunile de intervenție, misiunile de asigurare și echipele de specialiști. Din punctul nostru de vedere, eu cred că nu vor fi probleme. Dacă vor fi probleme, așa cum am spus de fiecare dată, asigur că colegii noștri vor fi principiali, vor fi corecți și vor fi drepți, imparțial și echidistanți, dar în același timp vom fi și fermi, acolo unde vom constata că legea nu este respectată. Paza la secții, în unele zone de risc, se va face și cu armament din dotare de la forțele de ordine. De pe 11 mai și până pe 5 iunie, la nivelul județului Mehedinți, au fost înregistrate 71 de incidente electorale. În urma acestora, oamenii legii au întocmit 25 de dosare penale și au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale.